Domnule prim-ministru, vreau să vă întreb dacă aveți totuși certitudinea că veți rămâne să finalizați mandatul de premier și dacă există posibilitatea ca Vlad Plahotniuc să ajungă prim-ministru, dat fiind faptul că este acum lider de partid. Și a doua întrebare, dacă puteți să ne spuneți cum este domnul Plahotniuc ca șef de partid și dacă este mai bun ca Marian Lupu în această funcție. Din câte țin eu minte, la prima întrebare care ați adresat-o dumneavoastră, deja domnul Plahotniuc a răspuns și a răspuns nu o singură dată. A spus că nu pretinde la funcția de prim-ministru până la alegerile parlamentare din 2018 și acest guvern pe care îl conduc, vreau să vă spun că are o agendă de reforme destul de ambițioase, care urmează să fie pornite și o parte din ele implementate până la sfârșitul anului 2018. Cât ține de șefia partidului și dacă este mai bun decât președintele precedent, vă mulțumesc că nu m-ați întrebat dacă prim vicepreședintele partidului actual este mai bun decât prim vicele precedent, dar cred că este avem o perioadă de timp foarte scurtă de când șefia partidului a fost preluată de către domnul Vlad Plahotniuc. Urmează să vedem în continuare, dar eu am toată certitudinea, știind că domnul Plahotniuc este un om ambițios și obiectivele pe care și le pune în față întotdeauna sunt realizate, dar pe de altă parte, la Partidul Democrat se lucrează în echipă. Și eu consider că în echipa Partidului Democrat, din care fac și eu parte, sunt oameni cu expertiza necesară și cu capacități.